În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, Hristos a înviat. Iubiți frați creștini, ce mult înseamnă să ai pe cineva în inima ta. Ce mult înseamnă. Pentru acela alergi, pentru acela suferi, pentru acela muncești, te ostenești, pe acela nu-l scoți de acolo, orice s-ar întâmpla. Dacă numai în minte este și nu-i și în inimă, atunci îl poți scoate repede. Dacă e în inimă, atunci înseamnă că e ceva special și deosebit. Așa aveau femeile milostivițe pe Domnul Iisus Hristos în inimă. Îl purtau în inimă deși știau că e în mormânt. Dar ele îl purtau în inima lor. Și dacă era în inima lor, în minte, ele nu s-au oprit în ziua aceea când a fost pus în mormânt să zică, gata, până aici l-am mormântat și s-a sfârșit totul. N-a zis până aici. Și le-au mers mai departe. Și asta avem o Evanghelie care ne se arată tocmai aceste lucruri. Și anume de la Marcu 15, 43-47, 16:1-8 și citim următoarele lucruri de la Marcu. Și anume, ni se spune așa despre această așezare a Domnului Iisus Hristos în mormânt și despre faptul că totdeauna Domnul Iisus Hristos lucra pentru a noastră mântuire și voia să se pună în inim la oameni și ne-a cerut să-i dăm noi inima noastră. Și ne spune așa Evanghelia de astăzi, ce și venind Iosif, cel din Arimateea, sfetnic ales, care aștepta și el împărăția Dumnezeu, și îndrăznind a intrat la Pilat și a cerut trupul lui Iisus. Iar Pilat s-a mirat că a și murit și chemând pe sutaș l-a întrebat dacă a murit de mult. Și aflând de la sutaș a dorit lui Iosif trupul. Și Iosif, cumpărând giulgiu și coborul de pe cruce, l-a înfășurat în giulgiu și l-a pus într-un mormânt care era săpat în stâncă și a prăvălit o piatră la ușa mormântului. Iar Maria Magdalena și Maria, mama lui Iosif, priveau unde l-au pus. Și după ce a trecut ziua sâmbetei, Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov și Salomeia, au cumpărat miresme ca să vină să-l ungă. Dizi de dimineață, în prima zi a săptămânii, pe când răsărea soarele, au venit la mormânt și ziceau între ele, cine ne va prăvăli nouă piatră de la ușa mormântului? Dar ridicându-și ochii au văzut că piatra fusese răsturnată, căci era foarte mare. Și intrând în mormânt au văzut un tânăr șezând în partea dreaptă, legat în veșmântal și s-au spăimântat. Iar el le-a zis, de ce căutați? Căutați pe zâna mea cel răstignit, a înviat, nu este aici. Iată locul unde l-au pus. Dar mergeți și spuneți ducenilor lui și lui Petru că va merge în Galileea, mai înainte de voi, acolo îl veți vedea după cum v-a spus vouă. Și ieșind, au fugit de la mormânt, că erau copriți de cutremur și de spaimă, și nimănui n-au spus nimic, că se temeau. Iubiți frați creștini, vedem pe aceste femei mironosițe cum aleargă la Iisus Hristos, la mormântul lui, ca să ungă cu miresme trupul cel pus în mormânt. Oare de ce s-au dus? Mintea le spunea, s-a dus și l-am pierdut. Inima le spunea, da, dar e Domnul nostru. Parcă ar fi trăit. Nu-l putem uita. Nu putem să nu împlinim ceea ce e rânduit să facem. Și noi vom face. De aceea ele pleacă
dis de dimineață, prima zi a săptămânii, adică duminica, la mormânt. S-au dus acolo. Nu doar că au plecat, dar din vreme s-au și pregătit pentru aceasta, cumpărând mirezme ca să ungă trupul cel îngropat. Au cheltuit, au cumpărat și au găsit mirul. Și iată că pleacă la mormânt. Dar nu numai atât. Mormântul era păzit de ostași. Și pecete pe piatră. Oare de ce să mai meargă la mormânt știind că nu poți să ajungă la trupul cel mort? De ce oare să mai meargă degeaba? De ce oare? Știind că nu o să fie lăsate. Mintea ar fi spus așa, dar inima lor era legată de Domnul și n-au căutat la aceste întrebări. Și au zis, noi mergem. Dar era și o piatră grea pe mormânt, o piatră mare, care nu puteau da la o parte ele. Și atunci puteau zice, oare de ce să mergem, că tot nu putem face nimic, nu avem ajutoare, nu putem, de ce să mai mergem? Așa putea să spună mintea, putea, dar inima lor spunea altceva, mergem și vedem noi. Cândva Isaac îl întreabă pe tatăl său, pe Avram, ce tată, ne urcăm pe munte, zici că s-a dus jertfă. Da, tată, dar uite, vezi, noi lemne avem, foc avem, cuțit avem, dar unde-i oaia de jertfă? Avram mergea. Ce îi spune Avram la fiul său? Îi spune, fiule, se va îngriji Dumnezeu de jertfa sa. Se va îngriji Dumnezeu. Așa și mironosițele, în inima lor zicea, Dumnezeu lucrează ceva, noi mergem. Nu și-au putut și odată să-și pună problema, că nu putem. Și au zis că pot. Că au mers din iubire față de Domnul lor. Ce înseamnă să ai pe cineva în inimă? Repetăm cu Avram, dacă Avram l-a avut în inima lui pe Lot, când aude că-i prins și dus rob, nu poate sta nepăsător, nici rece. Că l-avea în inimă, era nepotul lui, al lui nepot, de el grijit și crescut. Și ce face? Își ia toți oamenii, slujitorii, 318, pregătește și merge și ajunge pe dușman și liberează pe Lot. Asta face, luptă pentru acela. Ce înseamnă să ai pe cineva în inimă? Așa fac femeile mironosițe, că Iisus Hristos era în inima lor, Domnul lor era acolo. Chiar dacă a știut că l-au pus în mormânt și îngropat. Cândva Lot, că l-am pomenit pe Lot, cândva ce-a făcut el? Avea în inima lui dorința de mărire și de bogăție. Și ce-a făcut? Alege când se desparte de Avram cel mai bun pământ, să aibă cele mai multe roade și bune, câștig mult. Și apoi mărire, intră în Sodoma și Gomora, să fie acolo cineva. Deși până la urmă tot ce a fost acolo a pierdut. Dar le-a pus la pe acele la inimă. Depinde foarte mult ce pui la inima ta, că ceea ce pui te va conduce. Dacă apostolul Pavel a avut râvnă pentru legea lui Dumnezeu și avea în sufletul, în inima lui, nimeni nu l-a oprit să-L vestească pe Iisus Hristos. Nici frigul, nici foamea, nici setea, nici bătaia, nimic. El s-a dus și l-a vestit. N-a contat că a fost în primejdie de moarte sau alte primejdii, dar străini, de la frasă sau altundeva. N-a contat. Ci el, fiind un vas ales, știa pentru cine lucră și pe acela l-avea în inima lui.
Oare dacă femeile au râvnă mare să ajungă la mormânt, n-a avut cândva râvnă și Ilie? Ca lui Dumnezeu lege să fie de-apoi respectată și depusă la locul ei. Râvnă mare Ilie pentru legea lui Dumnezeu. Și vedem că el coboară foc din cer și ia de jertfa. Ele doar merg la cel coborât din cer, femeile milostivițe, să-i ungă trupul. Nu merg apostolii, ci ele. Ele se duc. Doar atât. Dar cine merge oare? În primul rând sunt pomenite. Cine? În primul rând știm că au fost lângă, acolo lângă mormânt. Maria Magdalena, Maria, mama lui Iosi, prione l-au pus. Cine e aceasta Maria a lui Iosi? Pomenită că a mers a doua dimineața și la mormânt, să alungă trupul lui Iisus, prima zi a săptămânii. Acum e numită Maria, mama lui Iacov. Acea mama a lui Iacov și a lui Iosi era o altă Marie. Era Maria care avea 4 feciori, Iacov, Iosi, Simon, Iuda. Avea 4. Aici numește a lui Iacov sau lui Iosi. Vedem, adică mama lor, erau rude cu Mântuitorul Iisus Hristos. Uneori sunt numiți frați, cei dintr-un sânge îi numește de multe ori pe aceia în Scriptură frați. Nu erau frați, dar se numesc așa ei. Numește Scriptura, nu erau frați de mamă și de tată, dar așa se numesc ei. Oare avem exemple din acestea precise și clare? Avem. Și anume, Avram îi spune la Lot, revine la Avram, să nu fie ceartă între mine și tine, între păstorii mei și păstorii tăi, nu-i bine să fie ceartă, ne despărțim, că zice Avram către nepot, suntem frați. Dar era unchi și nepot, nu frați. Dar Avram zice, suntem frați. Așa foloseau cuvintele evreii. Așa le foloseau. Sau Iacov, când vine din Mesopotamia, de la Laban, ce zice când fac un semn acolo, când nu treacă unii la alții cu dușmănie? Să nu zicem că suntem frați. Dar n-avea frați acolo, și un frate avea doar dincolo. El pe Esau, în Canaan, nu pe ceilalți. Dar așa se numeau cei dintr-un sânge, frați. Și să știm, să nu ne ispitească vreun cuvânt sau cineva care nu cunoaște limbajul folosit în vremea aceea. Dar ne întoarcem. Aceste femei mironosițe se adaugă la ele și Salomeia. Vin cu miresme să-l ungă pe Domnul Iisus Hristos. Curajul, bărbăția, vrerea lor, râvna lor. L-aveau în inimă pe Domnul lor și de aceea vin, nu pentru altceva. Dacă vedeam numai așa să vadă mormântul, atunci puteau să vină oricând. Puteau de departe, nu să meargă aproape. Dar ele merg până la mormânt. Că acolo era Domnul lor. Iubiți frați creștini, femeile uneori sunt mai curajoase decât bărbații, dar pot schimba uneori și ele cursul istoriei. Sau pot da niște exemple grozave în lume și la oameni mari le pot da exemple mari. Am citit undeva, am auzit noi despre acel Timur Leng, unii zic Tamerlang, îi zic ei, Timur Leng, acel cuceritor mare, mare din Asia, a zdrobit multe împărății, a dărâmat multe cetăți, au ucis mulți oameni. Și într-o zi vine acolo unde era el cu armata pus, cu corturile multe, o femeie. Îmbrăcată sărăcăcios, cum era ea? Și a fost întrebată, dar ce cauți aici? Și a zis ea, caut pe fiul meu. Și acum, cei ce păzeau pe acolo, totuși, ea le-o fi spus că cine-i fiul ei. Dar o duc la șeful lor, la comandant, la marele Timur Leng. Și o întreabă, pe cine cauți?
Și a zice, pe fiul meu. Cine era fiul ei? Timur Leng. Să nu crezi tu că dacă ești tu împărat mare, nu ești și tu om. Să nu crezi. Și mama i-a dat o lecție la cel mare împărat. O mamă simplă a venit să-și caute fiul ea și să-i spună lui să nu uite, să știe, să ia aminte la el, să știe și să o cunoască. Și el, cât a fost de mare în fața mamei, s-a smerit și și-a plecat capul. Era femeie, era și mama lui. Și ca mama a putut să-i vorbească altfel. Dar au plecat la mormânt mironosițele. Pentru cine? Pentru Mântuitorul Iisus Hristos. E mare lucru să știm cine este, cel pe care îl căutau. Era viu, că a înviat. Ele nu știau, dar merg și află. Află lucrul ăsta. Era Mântuitorul Iisus Hristos. Cândva s-a vestit Evanghelia în Groenlanda. Și aceia se ocupau mai mult cu pescuituri și cu vânătoarea și cu din astea. Și nu știau ce înseamnă mântuitor, ce înseamnă acela mântuitor. Nu știau ce cuvânt să folosească în limba lor ca să priceapă. Nu știau, oare ce însemna asta? Și într-o zi unul zice, să știți că am găsit răspunsul la întrebare ce înseamnă mântuitor. Și au zice, ce oare? Ce știi cum? A căzut unul în apă, e gata să moară, cineva sare și îl salvează. Ăla e mântuitorului, l-a mântuit de moarte, l-a scăpat de moarte. Și s-a spus, drept ai judecat. Cei ce erau acolo să vestească Evanghelia și vezi că ai ghicit și știi. Asta a făcut Mântuitorul pentru noi, Iisus Hristos. Ne-a scăpat de moarte, căci cu moartea pe moarte a călcat și a înviat din morți. Și la bucurie zicând, am găsit sensul și știm ce înseamnă Mântuitor. Pe acest Mântuitor îl căutau femeile mironosițe. Nu știau că este viu, dar li se arată. Li se arată și vorbește cu ele. El, Iisus Hristos, era viu. Vedem că îngerul le vorbește lor. De ce îl căutați pe cei viu între cei morți? De ce îl căutați? Nu vă spăimântați. Că a înviat nu este aici. Nu e aici. Știu că e viu. Iar apostolii, ei, la început, n-au crezut, s-au îndoit. Dar ce mult contează să ai credință în Dumnezeu și în cel înviat din morți. Ce mult contează să o ai. Și apoi să ai credință lucrătoare, lucrătoare prin iubire. Contează mai mult decât orice. Și anume, de ce? Repetăm o pildă scurtă, știută de toată lumea, dar merită să o spunem. Și anume, era un om bogat pe moarte. Și vinea și îi spune, zice, știi ce? Știi cum ești tu acum, oarecum, zice. Trebuie să știi cine e cu tine. Adică cum? Și cine e cu tine? Și aici și dincolo. Păi tu știi? Păi zice, spun cine e. Ce spune? Uite, zice, cu tine aici, zice, bogăția. Și bogăția spune așa, omule, tu mori, ești bogat. Dacă mori, îți fac un sicriu deosebit. Împodobit cu aur, cum n-a văzut nimeni. Un sicriu deosebit din toată averea ta, asta poți să-ți fac. Cum vrei tu? Dar sicriul stă mormânt cu tine. Ai văzut? Te pune în el. Tace, îi rece, nepăsător. Și apoi zice,
ești mare și tare. Va fi cu tine, cu tine, zice, și soția ta. Ea va zice, dragul meu, dacă mori, îți fac o mormântare somptuoasă. Somptuoasă! Dar zice, știi, eu nu vin cu tine. Dar somptuoasă ți-o fac. Să nu se uite, să se știe. Dar de lăsat dincolo, te duci tu. Și apoi, zice, uite, dacă ai avut credințe lucrătoare prin fapte bune, acele fapte vin cu tine. Te însoțesc acele. Restul nu mai vine. Contează acum ce ai făcut în viață. Femeile milonosițe au fost în stare de jertfă. Ele au dat de la ele, au cheltuit, n-a contat. De dimineață, în afară să-i soare, s-au sculat să plece. Să știau, vor înfrunta soldați, nu pot da la o parte pe alta. N-a contat nimic. Conta doar Domnul lor. Și vedem că ele au lucrat. Fapte. Și faptele vorbesc pentru ele. Ce mult contează dacă lucrează faptele pentru fiecare om. Atunci contează mult. Dacă n-ai, oare ce să vină cu tine dincolo? Că n-ai ce. L-aveau femeile milonosițe pe Iisus Domnul în inima lor și de aceea au lucrat. L-aveau și credeau, dar aveau iubire care le purta pentru Domnul lor. Înfruntau orice primejdie, nu conta primejdia. Să ajungă acolo. Și asta contează. Cândva a fost un rege, Cirus, ați auzit de el în istorie. Și el a avut o bătălie cu altă rege. Dar ce face? Acela se retrage cu armata, știind că nu-l bate pe Cirus, se retrage. Dar Cirus îi ia ca prizonier pe soția lui Tigrane, așa-l chema pe acela rege. O ia prizonier. Și acum se știa că de obicei, care era prizonier, era ori vândut ca sclav, ori bajocorit, ori ucis. Asta era. Dar Cirus a zis, o să mă por cu tine altfel decât cu, cu altcineva, sau altcineva, sau alții. Și anume, ea nu căuta la fața lui, știind că o poate omorâ, o poate chinui, o poate vinde, nu știa ce vrea să zică, că se va purta cu ea altfel. Și a zis așa, Cirus îi spune ei, uite, eu te dau, la cine își dă viața pentru tine? Te dau la acela. Și trimite vorbă la Tigrane, la acel împărat, zice, uite, prin sol, îți dau înapoi soția ta, dar tu ce faci dacă ți-o dau? Și curios că aude cu răspunsul lui Tigrane, eu îmi dau viața pentru ea. Și a zis, soția lui să plece. Și a plecat. Înainte de a pleca, întreabă, dar ce zici tu despre gestul meu? Sau ce zici tu despre mine? Și a răspunde, la tine nu m-am uitat, o rege, împărate, nu m-am uitat la tine. Că nu mă puteam uita la tine, că știam că mă poți omorâ, mă poți vine, mă poți chinui, nu m-am uitat la tine. Și acum nu mă uit la tine, că mă uit la cel care a zis că își dă viața pentru mine. La el mă uit, că a zis că e gata să moară pentru mine. Dacă noi suntem creștini, să nu uităm că Iisus Hristos a primit să moară pentru noi și a murit și a înviat. Dar oare de ce a murit și a înviat Hristos pentru noi? De ce oare? Asta o spune Pavel la Romani și zice clar,
Iisus Hristos a murit și a înviat ca să stăpânească și peste vii și peste morți. Adică să fie Domn și Dumnezeu al nostru, cum a zis Toma, să ne fie Domn și Dumnezeu. De aceea a murit și a înviat. Și că ne vrea binele, de aceea. Acum depinde de noi dacă îl primim sau nu, dacă l-am pus la inimă sau nu l-am pus la inimă. Depinde foarte mult. Dacă l-ai numai în minte, atunci nu-i bine. Dacă nu l-ai pus în inimă, nu-i bine. Trebuie pus în inima ta. Dacă l-ai pus, atunci e bine. Și atunci vei fi cu el și vei lupta cu el. Oare nu de acolo vrea Iisus să intre în inima fiecăruia? Ca să trăiască omul cu el. Aveau femeile minosite, rână și ardoare, că îl iubeau pe Domnul lor. Dacă îl vom iubi și noi din inimă, vom avea și noi râvnă pentru Domnul nostru și îl vom sluji, îl vom căuta, îl vom mărturisi și vom jertfi ca femeile. Ce avem? Nu contează. Ce-i nevoie pentru Domnul dăm. Ele ce-au dat? Ce trebuie atunci? Și noi ce va trebui vom da pentru Domnul nostru din ceea ce avem și vom face. Iar Domnul ne va întâmpina, Domnul Iisus ne va întâmpina și El pe noi și ne va spune că e viu. Ne va spune, cum scrie în Apocalipsă, iată, am fost mort, dar sunt viu și în vecii vecilor e viu și rămâne. Dar și noi să rămânem cu El și azi și în veci. Cine are urechi de auzit, să audă. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.